Rămâie. Bun. Să invităm să vedem. Nu, dai, da, ia să schimb. Cât reușesc să o aprind și pe mea. O să vă mai bine. Ziare. S-a stâns lunarea mea, dar o aprind din nou. Colegii, le aprind, Ana, tu ai venit cu lunări mai multe. Iată, și cineva interesant a scris în limba rusă. Uitat limba. Nu mai contează. Probabil de ce e născut, ca și doamna asta care s-a apropiat acum, a născut în Siberia. Deportația mirnih, trudolubivih grajdan Moldovy, v morozny dalekuyu Sibir. Там далеко, но весь в Сибири. Не фотографист, что ли, совсем понял. А я вам порнец в фильме, за интерес, а с ворбим. Андрей, я принес в тоте. Да, профессор Нкива, клипи. Dragi prieteni, la un asfințit de soare alături de colegii mei, câțiva care suntem mai aproape de Chișinău, am venit la acest monument simbolic în Aleea Gării, în fața gării feroviare, pentru că bunei noștri au fost deportați în trenuri, în vagoane, au fost duși în Siberiile de gheață. Cu regret și cu tristețe constat că moldovenii, românii basarabeni de aici, din meleagul ăsta, prea repede au uitat genocidul lui Stalin, a Imperiului Rusesc. Astăzi am venit pentru bunei mei care au fost deportați duși, iar mama mea a rămas orfană. Alături de colegi să depunem flori la acest monument simbolic, trenul durerii, trenul deportaților. V-aș spune mai multe, pentru că s-au adunat pe suflet. Dar mergem să depunem flori. Atâta timp cât voi fi, atâta timp voi pomeni pe cei deportați în chinuri. La miezul nopții, din ora 2:30, din 12 spre 13 iunie, au venit varvare ăștia sălbatici și au dat busta în casele noastre cu ofițeri în NKVD și cu vecinul Gheorghe sau Ion, care venea cu lista și au fost duși în jumătate de oră, strânsă câteva haine și duși și nimeni nu știa unde să duc, cine îi duce și când vor reveni. Neamul ăsta a trecut printr-o tragedie pe care nici acum nu ne putem reveni. Ne-au deportat, ne-au decapitat elita intelectuală, elita morală, primarii, preoții, oamenii gospodari și au rămas bunei lui Dodon și a lui Voronin și a lui Șor. Ieri pe data de 12 iunie partidele de stânga nu-și dădeau rând să-i felicite pe ruși cu ziua națională a Rusiei. Astăzi niciunul dintre cei care reprezintă statul, care sunt deputați în Parlamentul de la Chișinău, care trăiesc și au trăit ani buni pe spatele moldovenilor chinuiți, nu și-au amintit de tragedie, de deportări, de zecile de mii de basarabeni duși în Siberii. Nu și-au amintit. Nici cei care conduc actuala formațiune statală nu prea au amintit astăzi prin acțiuni de comemorare. E adevărat că dacă era an electoral, poate erau aici la monument mai mulți prim-ministri, președinți de parlament, că trebuie să arăte moldovenilor cât de tare țin ei la neamul ăsta. Dar dacă nu sunt alegeri, nu mai au ei treabă cu tragedia. Ipocriți am avut la guvernare, ipocriți avem, fățarnici. Noi ne facem datoria de cetățeni cu memoria trează, merg alături de colegii mei, spunem flori. Eu sunt supărat pe mulți. Haideți să le pun flori și vorbim. Domn profesor, dumneavoastră sunteți cel mai în vârstă dintre noi. Da, ce vreau să spun?
Într-adevăr, aceasta a fost o tragedie mare pentru poporul nostru, fiindcă noaptea erau scoși din case cei mai gospodari, cei care vreau să trăiască bine și atunci, ca și acum. Numai că, iată, ca să scăpe de spuma aceasta a poporului nostru, ca să îi nimicească, ca ăștia și erau, aveau gărgăuni în cap. Ăștia gândeau? Da, ei gândeau, dar cel care gândește e și patriot. Și ca să scăpe de toată floarea societății noastre, îi încărcau în vagoane și îi duceau ca pe animale. Deci mă miră faptul că și partidele de stânga sunt cetățeni acum a Republicii Moldova. Și conducătorii ăștia, unde-i Voronin să pună un buchet de flori? Uh-huh. De ce ei? Că ei au ridicat. Că ei doar tot... într-un fel, dacă erau, cum ați spus dumneavoastră... Apoi Zinaida Petrovna nu a fost născută în Siberia. Apoi da, Iacov, da, da, născut în Siberia. Bazina, corect. Dar ei au uitat. Au uitat că le-i bine acum acolo sus. Și de ce ei tare repede uită. Dar încă nu așa, dar încă îi ridic în slăb pe cei care ne-au ridicat. Pe cei care ne-au distrus națiunea. Ieri nu-și dădeau rând, domn profesor, să-i felicite cu ziua națională a Rusiei, toți aici de stânga. Apoi iată. Dar la ambasadă au băut șampanie până târziu. Că... Dar aici nu vin să pomenească pe cei care într-adevăr au suferit. Într-adevăr au distrus națiunea. Asta este un genocid adevărat. Noi nici dar acum noi, nu ne revenim. Dar noi am uitat că este genocid. Care continuă, eu socot, și până astăzi. Deoarece astăzi, de cum ne deportează de binevol. Ne-au creat condiții să ne ducem. Da. Prin sărăcii organizate, iarăși se duc cei mai gospodari, cei mai patrioți și la noi rămâne tineri cu ambiții, pleava. Sănătoși. Sigur. Și de ce e această deportare continuă și azi, prin aceste mijloace de sărăcie, ca lumea să plece, să deznaționalizeze complet această palmă de pământ și să fie așa cum un jurnalist rus șovin publica în Pravda că națiunile mici trebuie să dispară și ele trebuie asimilate prin limba rusă. Iată pentru ce. Și acum continui politica asta, domnul profesor. Eu am făcut facultate de istorie și vă spun că din 200 de popoare înainte de crearea Uniunii Sovietice mari, la sfârșitul și la destrămarea Uniunii Sovietice în 90 au rămas 20. Deci, ca să înțelegeți masștabul, peste 100 de nații și naționalități pe vremea sovietică au dispărut. Următorii ce suntem noi, dacă noi nu o să ieșim și nu o să ne apărăm. Mă tare cât ai vorbit de securizarea limbii române și a teritoriului nostru. Păi, dar păi, iată, trebuie să desecurizați, de aceea trebuie de ieșit, că noi trebuie să le sugerăm conducerii. E a noastră, e bună, rea, dar o socotim totuși a noastră. A noastră. Dar dacă nu o să facă lucrul ăsta, mâine pe mâine să vină alt Dodon la putere, alt un Kalinin președinte. Și atunci ce facem? În genere? Acum în Ucraina se întâmplă același lucru, îi deportează. Anișoara, tu tot ai rămas fără bunei. Este un fapt istoric foarte care a avut urmări foarte negative asupra națiunii. Întregi tu de la Ungheni vii. Da, da, noi ne întrebăm de ce noi suntem și am rămas mămăligari, da? De ce noi așa de greu ieșim la revolte, de ce noi așa greu ieșim în piață, de ce noi nu facem o răscoală, o revoluție, de ce noi nu întreprindem careva măsuri. Păi de asta și nu întreprindem. De timpul lui Ștefan cel Mare, când de oastea românească, da, era fric și sultanului, acum a rămas cineva numai în deridere, poate să iei poporul moldav. E psicior, da. De ce? Deoarece genetic a fost distrus acest flagel de oameni cu verticalitate, de oameni mândri, de oameni care au putut să meargă contra sistemului. De asta și-au fost distrus. Nu au fost distrus că trebuie să iei Uniunii Sovietice bogățiile lor și două vaci. Nu. Deci că ăștia erau oameni care puteau să meargă contra. Ăștia erau oameni după care mergeau masele. Elita. O trebuie să rămână un popor elitele. De golani, de trădători și turnători, ca să poată face din trânși turmă. Președinți de colhoz până au ajuns miniștri, prim-ministri actuali. De asta și-au avut nevoie să deportările, să fost deportați oamenii demni, ca să rămâi turma și turma să poată fi ușor manipulată.
Dacă facem și o asemănare cu perioada actuală, se creează condițiile ca să fie, ca să plece oamenii verticali. Să rămână numai Dodon și brigada lui. Oamenii care gândesc, ca să poată rămâne turma care poate fi manipulată. De asta noi nici într-o caz nu trebuie să uităm deportările, nu trebuie să uităm rana aceasta pe foamea organizată, corpul istoriei noastre, când a fost stârpit genetic, a fost stârpit flagelul ăsta de luptător din poporul nostru. Mulțumim, Mașara, că ești alături. Andrei, tu ești tot timpul alături cu noi. Este un sentiment, într-adevăr, foarte, foarte trist, de neputință. Mi-aduce aminte nu doar de persoanele care au plecat, care au fost duși. Bunei mei s-au ascuns, cineva din rude au fost duși acolo. Sentimentul copiilor, vă redați, care era când i-au luat părinții lor ca pe niște vite și pe ei inclusiv, i-au pus în niște vagoane și fășeau pe jos toate necesitățile. Am fost prin Europa și noi ne dăm deseori întrebarea de ce nu mai avem și acum vicei afară. Aici și este răspunsul. Într-adevăr, cum au spus colegii mei, nu a fost interesul de a scoate culacii, da, sau cum spune rusești, rasculacii mâine. Aici au fost dus 90% din elita intelectuală care înțelegeau ce se întâmplă și poate să fie, care urmări poate să fie și că ei se poate conduce ușor și simplu. Au lăsat doar oamenii ăștia care s-au mulțumit cu viceile afară și care se mulțumesc și până acum. Dacă vă mulțumiți cu viceile până afară și până acum, stați și acum și nu faceți mari gălăgii, fiindcă noi asta și vrem. Dacă cineva a ieșit în centru ca să-l dăie jos pe șor și după aia s-au dus și mâncau terți la șor, nu știu unde ajungem noi. Eu sunt ferm convins că într-adevăr este tineret la noi și în țară și care muncesc în deosebire în afara țării și văd cum se trăiește, văd care sunt posibilitățile de a trăi independent, de a trăi frumos la noi în țară. Eu vreau să aduc o comemorare la toți cei care și-au pierdut familiile, și-au pierdut părinții, care copiii s-au despărțit. Durerea este mare, dar ca să nu fim mai departe simțul neputinței, cred că ar trebui să facem ceva noi, la noi în țară. Politici guvernamentale. Două cuvinte aș vrea să dau. Deci, de aceea, fraților, dacă vrem ca mai departe să nu fim deportați benevol prin sărăcie organizată, dacă nu vrem să disparem de pe această palmă de pământ, atunci dați să ieșim joi la 14 în fața Parlamentului, să cerim conducerii noastre totuși să fie respectate legile care se încalcă, Constituția se încalcă flagrant, Bealdeșor și acești socialiști, de hotărârea Curții Constituționale din 21.01.21 se încalcă flagrant. Deci trebuie să cerem doamne președinte să plafoneze acele pensii de sute de mii de lei și salarii de sute de mii în perioada de criză, când majoritatea... Lucruri care trebuie făcute urgent, care nu pot fi amânate, da, și aceștia au majoritatea, au putea face. Și altfel o să vină că timpul când nu o să aibă de o bucată de pâine acei pensionari, acei bolnavi care nu au de medicamente acum, dar ei se joacă în bani. Trebuie să cerem ca aceste salarii și pensii să fie plafonate numai mai decât... Despre asta vorbim joi. Astăzi am venit să-i comemorăm. Nu mai mare decât salariul președintelui. De acord. Eu am să stau alături de colegii mei. Stați într-o rând câteva minute ca să... Deja dumneavoastră ați depus flori, am rămas eu să depun florile. Am să-mi pun lumnarea și două flori. Așa e. Cum tu ești mici? Dar că tu ți-am spus schii, nu ești micile. Dacă așa o lumnare pentru bunielul meu, care a murit fără lumnare în Siberia. Dar vă spun și istoria lui. Una din lumnări. Stai că asta se poate lipsa aici. Așa de o leacă de tochit. Așa. Să rămână măcar câteva minute o să ardă pentru bunii noștri. Eu știu că, dragi prieteni, e cel mai ușor acum și e la modă să urle, să te bați prin parcuri
și să filmez la asta, să uită moldovenii la asta, cască gura. Dar nu-i formată doar din bieții și din prostii toată viața noastră. Noi avem așteptări de la băieții care au venit la conducere ca ei să fie mult mai hotărâți în acțiuni privind contracararea elementelor ostile neamului nostru. Eu vreau să le amintesc celor care nu vor să recunoască deportările. Evreii au reușit totuși să-și impună punctul de vedere, iar Holocaustul lor este recunoscut de întreaga planetă, iar negarea Holocaustului este pedepsită penal. Noi, de ce moldovenii deportați și nepoții lor, nu putem impune o lege prin care negarea deportărilor și foamei organizate din 47, 49, 51 deportările să fie introdusă la nivel de lege, iar oricare atentat măcar a forțelor ostilii neamului, de al de Dodon, Șor și alții care lovesc în identitatea noastră și atunci când vorbesc că n-am fost deportați, să fie trași la răspundere penală. Asta trebuie să fie inițiativă legislativă, ca să nu îndrăznească nicio coadă de topor să ne impună regulile jocului. Iar pentru cei care cred că deportările nu se pot repeta, vă recomand să vedeți tragedia prin care trece Ucraina. Sute de mii de ucraineni din Harkov, din Kherson, din mai multe regiuni ocupate, Donbass, sunt deportate tocmai în Siberia. Acolo li se iau actele și sunt obligați să rămână fără să părăsească Rusia ani de zile. Ăștia nu au oameni cu ce să împle iarăși Siberia și taigaua lor. Și îi duc pe frații lor ucraineni, pe slavii îi duc. Dar ce se întâmplă cu moldovenii dacă armata ocupantă a lui Putin ajunge la noi? Dodon va face listele cu cei care trebuie deportați, de al de mine și alții, care nu suntem de acord cu ocupantul. De asta trebuie să fim hotărâți în acțiuni, dragi prieteni. Istoria ne oferă lecții. Eu astăzi sunt aici pentru bunelul meu, bunelul Ion, Ion Chistol din satul Sadaclia, care a fost dus pentru că avea o casă în centrul Sadacliei, care a fost naționalizată de bolșevici. Și pentru că bunelul meu n-a fost de acord să-i se ia casa, că avea 4 copii, mama mea fiind cea mai mare. A fost dus în Magadan, bătut, mort pe drum și înmormântat în Magadan, în cimitirul comun, rândul 7, locul 14, fără cruci, fără nimic. Pentru că ăștia nu credeau în Dumnezeu. Ei acum, socialiștii, comuniștii, speculează, îmblă pe la mănăstiri, biserici, muntele Athos, dar ăștia sunt păgâni, ăștia nu cred nici în Dumnezeu, nici în dracu. Dumnezeul lor e banul. Cine dă banul ăla e Dumnezeul lor. Iar bunelul meu a murit fără cruce. Iar mama, bunica, a plecat și ea, nu mai știe nimeni unde a plecat, și mama alături de 3 frați, 2 frați și 2 surori, a rămas orfani. Mama mea a crescut din cauza sovieticilor, deportărilor, a rămas orfană și a crescut fără părinți. Eu știu de la prima sursă, de la mama mea, născută în 44, de la tatăl meu din 28, despre deportări, foame organizată și crimele săvârșite de încăvădăul sovietic. Eu astăzi aici pentru că conștiința așa îmi dictează. Memorie veșnică buneilor și părinților care au murit în Siberia și rușinii celor care neagă trecutul nostru și deznaționalizarea prin care au trecut buneii noștri. Eu vă salut de aici, de la monument. Nu uitați! Ai de ăștia Valeriu Cipotari care scriu, am să-i blochez la mama dracului, că ăstea sunt nepoții, nepoții lui Stalin, lui Avar Mama, șorilor și duc. Măi, ăștia trebuie deportați, măcar pe o lună în Siberia, să vadă cum îi mănâncă țânțarii în Siberia. Mulțumim colegilor care sunt alături de noi. Mergem spre lumnare încă o dată. Eu aș vrea să spun o secundă, povestea bunica, și aș vrea să mulțumesc foarte, foarte mult și să spun să fie sănătos tot neamul la ea. Sunt foarte multe familii care au ascuns copiii în casă, în fân, în bunica, în povestea. Și-a rămas. Da. Cu prețul propriei vieți, vecinul a fugit până în capul satului și le-a spus să se ascundă în stuf sau chestii de genul, care nu au fost indiferenți de viața lor și au salvat multe, multe alte vieți.
Vă mulțumim din suflet și să dea Domnul din neam în neam să fiți sănătoși la toți acei care nu sunteți indiferenți de viitorul acestei țări. O să-și revină, frate Andrie, o să-și revină neamul. Neamul nu o să piardă, nu o să dispară. În memoria victimilor deportărilor regimului comunist, rușinii Moldovii și moldovenilor când au condamnat comunismul și crimele comunismului nici până acum. Avem un partid comunist, altul socialist în frunte cu Dodon, cu steluța roșie. Asta e rușinea noastră. Scoși la mama dracului în afara legii, cum a făcut-o primul parlament, iar în 94 Lucinski i-a reabilitat pe râsurile lui Voronin și ăștia din 94 terorizează neamul ăsta până în 2022. Maia Sandu, scoate în afara legii, scoate și interzii pe ăștia cu comunismul lor, alături de Stalin, Lenin și toți sodomiții ăștia care ne-au distrus neamul. Lasă-i să vină. O, ei trebuie să... Не надо вас снимать. Dar vă nu știți, nu vă interesează reportările. Ăștia sunt ocupanții noștri. Не надо меня снимать, идем гулять. Ăștia s-au bucurat de deportarea bunicilor, că i-au adus în loc pe dânșii, le-au dat apartamente și ei au trăit aici. Știu că au ajuns la bătrâneța noștri, au mușigăit și au putrezit în Siberia. Dar ei frumoși au venit și ea ca să primlă pe aici. Dar noștri care se culau la 4 dimineața și se pau de gospodării... Ați văzut? Ninada mi-a stimat. Ăștia vorbesc în limba ocupantului în continuare. Rușine. Nu m-am gândit că o să îi găsesc. Ați văzut? Ninada mi-a stimat. Ăștia sunt cei care au venit în locul părinților, abuneilor, aduși dracu știi de unde. Toți viețăvani și toți criminalii din Siberia și din Rusia i-au adus la noi. Și ăștia s-au mulțit și au pus mâna pe putere. Ăștia aveau apartamente în Chișinău gratuite, că moldovenii le construiau. Ăștia, de asta și alolingvii ăștia, nici acum nu ne respectă neamul, nici acum nu... Pentru că niciodată n-am putut să-i punem la punct. Niciodată noi am